În anul 2012, infracționalitatea sesizată la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a înregistrat o scădere de 3,3% față de anul precedent. Au fost sesizate 20.011 infracțiuni, ponderea fiind deținută de cele judiciare 52,9%, urmate de infracțiunile de altă natură 25% și infracțiunile economico-financiare 22,3%. După mediul de producere, 55,5% au fost sesizate în mediul urban și 8.903 în localitățile rurale. Au fost înregistrate 4.704 fapte penale cu autorii neidentificați și rezolvate 3.430. Au fost cercetate 5.053 de persoane, 45,4% pentru fapte penale de natură judiciară, 33,2% pentru infracțiuni de altă natură și 21,4% pentru infracțiuni economice. Analiza situației comparative la nivel național în ceea ce privește volumul criminalității clasează județul Argeș sub media pe țară, respectiv locul 18 la volumul criminalității sesizate și locul 35 la volumul criminalității constatate. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că, mă rog, în momentul când zici locul 35, e un loc destul de jos. Păi, primele județe din țară sunt cele unde s-au comis cele mai multe infracțiuni și noi suntem pe locul 35. Luând populația județului Argeș și locul 35, eu zic că ne situăm pe un loc bun. Nu foarte bun, noi vrem să fim pe ultimul loc, dacă se poate. Anul trecut s-au primit la numărul de urgență 112 35.265 apeluri, media zilnică fiind de 96 de apeluri. S-a înregistrat astfel o creștere de 15% a numărului sesizărilor față de anul precedent. Inspectoratul de Poliție Argeș a fost sesizat cu privire la 5.279 infracțiuni contra persoanei, în scădere cu 2,2% față de anul precedent. Mai trebuie specificat faptul că în Argeș criminalitatea de mare violență reprezintă doar 0,6% din infracțiuni. În 2012, faptele penale din această categorie sesizate, omor, tentativă de omor, prunc, ucidere, lovituri cauzatoare de moarte, viol sau tâlhărie urmate de moartea victimei, viol, au înregistrat o scădere de 3,4%. 92,3% din aceste fapte s-au comis în mediul rural, consumul de alcool continuând să rămână un factor criminogen important. Este semnificativ faptul că nici în anul 2012 nu s-au comis omoruri la comandă sau pentru reglare de conturi. În cursul anului 2012, eforturile au fost concentrate în direcția prevenirii și combaterii infracțiunilor de evaziune fiscală. Efectivele de investigare a fraudelor împreună cu alte instituții cu atribuții în acest domeniu au desfășurat 94 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală. Au fost constatate 358 infracțiuni de evaziune fiscală și s-au soluționat 386 dosare penale în care au fost cercetate fapte de acest gen. Din totalul de 238 persoane cercetate pentru evaziune fiscală, au fost emise ordonanțe de reținere pentru 57, ulterior instanța dispunând arestarea preventivă pentru 50 de inculpați. Pe parcursul anului 2012 au fost sesizate 661 infracțiuni comise în mediul stradal, care reprezintă 3,3% din totalul faptelor penale sesizate. Majoritatea acestor infracțiuni s-au produs în Pitești, 488, respectiv 74% din totalul pe județ. Pe parcursul anului 2012 au avut loc 265 accidente grave, soldate cu 52 persoane decedate și 253 de răniți grav. Media accidentelor grave comise în județul Argeș la 100.000 de autovehicule înmatriculate este de 159,5 sub media națională de 167,87. Media persoanelor decedate în urma accidentelor la 100.000 de locuitori este în județul Argeș de 8,13, sub media națională care este de 9,5, iar media persoanelor rănite grav este de 39,58, sub media națională de 41,22. Cele mai afectate localități au fost Piteștiul cu 66 de accidente, Câmpulung și Ștefănești 10 accidente, Mioveni 7 accidente.